Sâmbătă a fost o zi frumoasă de primăvară, o zi perfectă pentru competiții sportive. Astfel, a avut loc faza județeană a Olimpiadei Naționale de Sport Școlar, unde s-au reunit școli și licee din județul Giurgiu. Competiția a fost de tip tetratlon pentru gimnaziu, cu probele de viteză, săritură în lungime, aruncare cu oina și rezistență. La nivel de liceu a fost de tip pentatlon, având o probă în plus față de gimnaziu, și anume aruncarea cu greutate. Este pentatlonul școlar la licee și tetratlonul școlar la gimnaziu. Cine a organizat acest eveniment sportiv? Inspectoratul Școlar Giurgiu, Clubul Sportiv Școlar Giurgiu și am primit ajutor din partea Direcției de Sport Giurgiu. Sportivii au fost bucuroși să participe și speră să reprezinte cu brio orașul și județul nostru mai departe la nivel național. Cum a fost aruncarea asta de acum? A fost foarte bună, mi-am depășit-o cu aproape 17 metri și sper ca la următoarele probe să îmi fac tot record personal. Foarte bună. Până acum am dat 65, acum cred că am depășit. La celelalte probe ce ai făcut? Am sărit la lungime 5.36 și la viteză 7.59. La eveniment a fost prezentă și colaboratoarea noastră de la matinalul Bună Dimineața Giurgiu, Corina Falan, care a venit să își susțină elevii. Bună, Corina! Ce faci tu aici? Bună! Am venit împreună cu echipa de fete a școlii numărul 8, Academician Marin Voiculescu, la această competiție și urmărim desfășurarea ei. Am venit cu scopul de a-i angrena pe copii în mișcare. Ei trebuie să facă și în afara școlii mișcare, pentru că ajută la sănătate, moral, orice. Următoarea etapă a competiției este faza pe zone și se va desfășura în alt oraș, iar Giurgiu va fi reprezentat de liceul Tudor Vianu și școala numărul 10.